since the family in Polano rata sistemica. Domnul profesor Radu Muteanu și aducea aminte pe emoții din momentul de acum 10 ani de la Sfântul Gheorghe. Eu vin cu binecuvântarea în alt răsățitul lui Ioan, Mitropolitul Banatului, care 20 de ani a fost acovasă și toată perioada l-a avut alături și pe domnul Petrician, a preasfințitului Andrei, actual episcop al nostru, al colegilor din Forumul Civic și din Asociațiile Culturale. Mi-am intitulat mesajul pe care nu-l voi citi aici, îl voi mâna familiei, legăturile mitropolitul, academicianului Horia Colan cu meleagurile natale. Și în afară de acel volum, omagiu Horia Colan la 80 de ani, în 2012, la aceeași editură Eurocarpatica, am scos un volum, Genealogia familiei Colan. Aici vreau să amintesc de faptul că, așa cum, deși născut în Covasna, toată familia domnului Agrincean e legată de Araci. Araci, acea localitate pe care, inspirat Vasile de Chințan, a cumpărat-o cu Rășinari Sibiului și în care a dat oameni deosebiți din familiile Nistor, episcopul Beniamin Nistor, Rafiroiu, Cioflec, Virgil Cioflec și Romulus Cioflec. Toți sunt rudele domnului Academician Colan. Și în acest context, cu respectul cuvenit, am amintit-o pe domnișoara Ileana Leuca, nepoata mitropolitului, pe doamna Cornelia Costea și pe îngerul păzitor, pe doamna Monica și familia domniei sale. În această onorabilă familie sunt trei academicieni, de mitropolitul cărturar Nicolae Colan, Horia Colan și filologul Dimitrie Maclea, prin alianță, soțul sorei doamnului academician, a doamnei Steva Bebri, aici sunt de față și salut cu respectul cuvenit. Bineînțeles că, efectiv, noi am trecut în revistă acest 25 de ani post-decembriști. Am găsit în interviurile lui Constantin Mustață și în alte treburi amintirile din copilărie a domnului academician de la Covasna, de la Araci. Dar ce am constatat? Că încă din 1993, în altă ziua voastră, când se împlinea 100 de ani de la nașterea mitropolitului Nicolae Colan și am făcut la Sfântul Gheorghe prima ediție a zilelor Nicolae Colan. Atunci am constituit Centrul Nicolae Colan, Școala Nicolae Colan în Sfântul Gheorghe și domnul academician de atunci. Și până la cele mai importante momente, constituirea Forumului Civic, adunările eparhiale și toate celelalte chestiuni, a fost fizic, împreună cu doamna Monica, alături de noi, cu autoritatea și prestigiul moral, cu viziunea despre ceea ce înseamnă conviețuirea interetnică din zonă și comparațiile cu experiența europeană și cu experiența din copilăria domnului tale. Domnule academician, cuvintele sunt mici și slabe, neputincioase pentru a vă mulțumi pentru tot ceea ce ați făcut și pentru onoarea că dumneavoastră, ca fiul al meleagurilor aceste binecuvântate din Alpii Transcarpați, niciodată n-ați uitat și totdeauna i-ați avut la suflet. De aceea, în aceste momente deosebite, anul acesta se va sfinți în vară Biserica Sfântul Dimitrie din Araci, la care familia Colan a avut rol important din punct de vedere al chitoriei și al contribuției. Preasfințitul Andrei vă va acorda atunci crucea eparhială. Până atunci, eu vreau ca în numele celor pe care îi reprezint aici să vă spunem numai finalul de la acest material, cu respectul cuvenit pentru întreaga sa activitate științifică, culturală și civică, pilduitoare, îi adresăm urarea de sănătate de plină, împreună cu cei dragi domniei sale, pentru a-și putea duce la deplină în alte redactorii științifice ce îi devin în cadrul Academiei Românii și a celorlalte asociații profesionale, culturale și civice. Să nu uităm că până la centenarul domniei sale avem onoarea, avem de organizat și sărbătorit împreună centenarul României Mari, la care tatăl domnului academician, juristul Gheorghe Colan, trecând prin vama cucului în regat, a luptat la Mărășești și a obținut cea mai mare distincție pentru care totdeauna îi poartă respectul cuvenit domnul academician. Domnule academician, din partea covăsnenilor, a Asociației Culturale Creștine Iustinian Teculescu, primul episcop al Armatei Române, vă aducem o diplomă de onoare în semn de respect cu ocazia primei viste frumoase de 90 de ani, din partea Centrului Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan și a Centrului European de Studii Covasna Arghita, un prinos de cinstire,
în semn de statornică prețuire și aleasă cinstire pentru importanta contribuție adusă la propășirea științei și tehnicii românești contemporane și pentru sprijinul acordat prezervării și afirmării identității naționale a românilor de pe meleagurile natale cu prilejul primirii frumoasei vârste de 90 de ani. La mulți ani! Doamne ajută să vă dea Dumnezeu!